Bună seara! Bună seara! Ce faci? Ah, foarte bine, mulțumesc! Dumneavoastră? Dar unde e Super Gigi? Ah, Super Gigi, deocamdată e ocupat cu mingea. A dat vreo cotă la meciul ăsta? 1-0-1 am avut la victorie. Da? Mai mult dată, nu știu ce putem să-i cerem. Păi și cât e rezultatul? 1-0 pentru noi. Da? Da, ne respectăm. 1-0-1, cotă... Suntem în grafic. Fii atent. Te rog. Spune-mi despre Euro. Cum vezi tu Euro ăsta pentru naționala României? Suntem din nou acolo. Un lucru mare că am ajuns acolo. Din păcate, am ajuns să spun că e un lucru mare că am ajuns acolo, dar le țin pumnii și o să-i încurajez din tribune. Sper să avem un parcurs cât mai lung la Euro și să nu ne facem de râs. Asta e mai important. Super Gigi, o să vorbim separat, dar pe tine te întreb ce cotă îi dai României să iasă din grupă de la Euro. 1 și 10 cotă că iasă din grupă. Sunt foarte optimist. Sunt un patriot, țin cu ai noștri. Bravo! Și eu! Doamne ajută! Hai România! Hai România! E ceva în neregulă acolo. Ce ar trebui pus la punct? Ce ar trebui pus? Condiția fizică. Un da? Pic. Da, venind după accidente, după ore de stat la birou pe scaun. E mai greu și fără Super Gigi, nu? Și fără Gigi, uite-l pe Super Gigi, uite. Da, dar acum a venit acum, ai intrat acum, l-am văzut eu. Vreau să te întreb și pe tine. Care e cota pentru Naționala României să iasă din grupă la Euro? E 2 și ceva, dar... 2 și ceva? Da, sper să fie mai mică după primul meci. Da? Da. Mulțumim! Spuneți-ne cum a fost, cum a fost, cum e? Cum trebuie. E bine. E 1-0? 1-0, continuăm. Da? Spune-ne, te întreb și pe tine, ce cotă îi dai României că iese din grupă la Euro? 1-70. 1-70, deci cumva comsi-comsa. Atât e cota. Unde batem? Unde batem? La Slovacia. Cu Slovacia. Cu Slovacia? Atât? Atât, cu 3 puncte de calitate. Da? Tu te sotărim! Bună seara, ce de indicații, nu v-am văzut inițial. 1-0 pentru voi a fost, acum au egalat. Da, a luat un gol prostesc, asta este, trebuie să facem 2-0. Îi închideam pe băieți. Asta este mini fotbal, ce să zicem. Ai dat cotă 1-0-1 la victorie azi, așa mi-a zis un coleg de-al tău. Da, scuze. E egal deocamdată. Nu, i-am surprins puțin pentru că am făcut niște transferuri, avem 2 băieți buni acum în plus. Nu, 1-0-1, ei sunt peste noi în clasament, dar... Na, puteți să câștigăm meciul ăsta, avem 3 egaluri la rând. I-am întrebat pe ceilalți colegi ai tăi cărora le-am luat interviu, ce cotă îi dai tu României, te întrebi și pe tine, ce cotă îi dai tu României că iese din grupă la Euro? Că iese din grupă? Și pe aia pe care o are cu adevărat. 2-20, 2-15. O văd un pic favorit în fața Slovaciei. Atât. Un pic favorit în fața Slovaciei. După aia, într-adevăr, favorit a 2 Ucraina. Dar o să fie o surpriză neplăcută, Ucraina. Dacă scăpăm nebătuți, avem șanse mari. Dar Belgia e Belgia, nu trebuie să mai zic de Belgia, e favorita 1. Ok, batem chiar pe Belgia. Chiar? Ar fi ca atunci când am bătut pe Columbia în 94. La fel de neașteptat ar fi din punctul meu de vedere. Deși atunci am avut o echipă mai bună. Cred că atunci ar trebui să fie mai previzibilă o victorie. Acum apare grea, dar hai să zicem că cam ca atunci. Să fac un termen de comparație, da. Revin un pic, Victory Cup sezonul ăsta, cum ți se pare? Un nou teren, iată. Bă, uite, serie pe gard. Super! Super, nu? Da? Fii super. Exact. Totul bine. Mai bună reclamă ca asta nu puteai. Mulțumim, Doamne ajută. Super Gigi. Bun găsit. Intens, nu? Foarte intens, se dispută, am condus noi primii, au revenit ei. După am egalat în extremi și sperăm la o victorie. Ai fost aproape. Am fost aproape, dar din nefericire, norocul nu ține de partea noastră, dar mai sunt câteva minute și cu siguranță vom izbuti o victorie. Hai să rezolvăm un alt mister. Asta e victoria! Bravo, băi! Bravo, șicane! Na, că a venit și golul. Câteodată norocul ține cu cei care muncesc foarte mult, iar noi astăzi am muncit mai mult decât am putut. Mi spune cineva că Super Gigi a dat cotă 1-0-1 la meciul ăsta că-l veți câștiga. N-a fost atât de simplu pe cât a părut. Cine s-a aștepta că Rapidul o să aibă doar o singură victorie în play-off? Așa și noi. Am plecat favoriți, dar din păcate se luptă, e o luptă în teren și sperăm să câștigăm până la final. Spuneau că vreau să rezolvăm și un alt mister. Sau așa măcar, să dați o idee oamenilor, pentru că i-am întrebat pe toți, sau pe mai mulți colegi de-ai tăi, care-i cota României să iasă din grupe, în opinia ta? Cota mea să iasă din grupe este una de 5. Adică nu ieși.
Da, din păcate trebuie să fim optimiști, dar realitatea este că jucăm cu Belgia, care este o echipă foarte bună, s-a calificat de multe ori la campionat, are jucători la cele mai bune echipe, iar noi suntem după mulți ani la Euro. Deci cota 5 este echitabilă din punctul meu de vedere. Eu aș miza dacă ar fi cota asta, sincer. Hai să vedem! Da, da. Bun găsit, știu că e supărat. Bună ziua, da. Cum a fost? Cum ați pierdut meciul? Ca 25 de secunde maxim că m-am rupt. Da, am avut o ruptură sau o întindere, nu știu exact ce este. Dar cum s-a văzut așa? Tot ce a fost mai bun adversarii, mult mai bun ca noi. Da? Da. Cât vei sta acum, ai idee așa la primul? Două săptămâni maxim. Două săptămâni. Da. Te întreb și pe tine cum i-am întrebat pe băieții de la Super Social, care e cota României să iasă din grupe la Euro? 6. 6? 6. Ești optimist? Da. Păi da. De ce? Explică-ne. N-avem jucători de valoare. Da, 100%, da. Sunt foarte slabi. După mine, știu ce am văzut. Avem un campionat foarte slab, n-avem jucători care să joace pe afară, pe la echipe foarte mari sau... Asta e părerea mea. Fii atent, dați cota asta, că eu mizez că iese din grupă, mamă, la 6, mă, cât? 50 de milioane. Asta zi. Ai, n-ai mingea, tragi la poartă. Da. Rămâneți cu noi. Mai bine, aftă. Te-am văzut... vocal așa la final. Nu ți-a convenit deloc înfrângerea asta venită pe final? Un meci foarte greu. Le-am spus de la început să nu se culce pe ureche, asta au făcut. Două goluri din greșelile noastre. Asta e, nu știu, învățăm din greșeli, mergem mai departe. Avem 4 înfrângeri. Din ce în ce mai greu ne gândim la promovare. Nu știu, sper să ne îndreptăm și vedem ce va fi mai departe. Dar ce n-am mers în final acolo? Ați preluat conducerea la un moment dat. Da, ne-am precipitat foarte tare, am preluat conducerea, le-am transmis să se calmeze. Să zicem că nu au ascultat, presiune mare în meci, nu știu. Nu știu. Fii atent. I-am întrebat și pe băieții de la Super Social și pe colegul tău. Azi avem o întrebare și vedem la final ce iese. Care e cota României să iasă din grupe la Euro? Din punctul tău de vedere. 2,5, hai. 2,5, hai, adică nu prea ești convins. E foarte greu, având în vedere că avem cel mai, să zicem, slab lot de la campionatul european. Așa crezi? Păi așa îi, adică valoric, așa este, pe foaie așa este. Avem... Ție ne-au crezut la fel, ca să da, zic. Corect. Avem Belgia, o echipă foarte grea, Ucraina și Slovacia. Eu cred că cu 4 puncte ne calificăm. Și de să batem ce cred? Batem Slovacia și egal cu... Belgia. Belgia. Bravo, așa aici cred ai început eu. Să fii optimist. Înseamnă să mulțumim tare, tare mult. Plăcere. Vreau să știu ce discutați voi. Ia, stați un pic. Ce discutați voi? Nu, dar ce mărirea potului pentru Super Social. Da? Da, de la Super asta Social. Vă? Da, asta vreau, de la Super Social. Și acum, dar spune-mi ce se va întâmpla la această masă. Se va umple cu bere. Serios. 30 de secunde. Uite, așteptăm. Faceți și un concurs acum? Vrei să-l facem pe ăla? Da. Hai, îl faci cu mine. Da? Hai să facem, hai să vedem. Tu bei în 30 de secunde? Și din sticlă, fii adică, din... Da. De aici nu prea am control la cădere. Sau să pun în paharul? Da. Hai, mă duc. 1, 2, 3, 5. Da, erau 5. Cred că erau 3 secunde. There's a new record, nu cred că e nou record, dar da. Da, top. Beam 10. Da. Păi nu cade pe gura asta, ce zic. Da. Bravo. Deci Super Gigi, nu știu, ne-a dat și cotă, ne-a dat de toate, dă și bere la băieți, totul e în regulă. Victory Cup.